Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Vom continua lecția referitoare la ochi, la privire, reamintindu-ne mai întâi că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ochi ca să vedem un cosmos minunat. Dar, de îndată ce omul a căzut în păcat, funcția de cunoaștere a binelui și a răului ne-a transformat într-o ființă care trebuie să-și restricționeze vederea pentru a evita răul și a rămâne cu binele. Acum vom privi la caracteristici mai interne ale ochiului, la legătura sa cu sufletul. Ochii sunt fereastra omului interior, a spiritului. Ochii exprimă nu doar o atitudine fizică sau o boală, cum de exemplu scrie în Psalmii 73 și 88, 73 cu versetul 7, li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. O evidență a unei stări firești, materiale. Iar în 88 avem o situație contrară, versetul 9, mi se topesc ochii de suferință. În toate zilele te chem, Doamne, și mi întind mâinile spre Tine. O stare de traumă sau chiar de suferință, de boală fizico-chimică în ființa umană. Deci, mai mult decât atât, ochii pot să exprime stări sufletești spirituale, interioare, atât pozitive cât și negative. Și tot prin ochi, ca și o exprimare a ceea ce este înăuntru, se varsă lacrimile, care pot să fie de bucurie sau de durere. Rămânând în psalm, citesc ceea ce scrie în psalmul 119, versetul 136. Ochii îmi varsă și roaie de ape, pentru că legea ta nu este păzită. Dacă ar fi întrebat un asemenea om, de ce plângi? De doare ceva? Ți-a murit cineva? Nu. Mă frământă starea spirituală a poporului. Iată și un exemplu în această privință, Ieremia, capitolul 9, versetul 1. O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Dar dacă un om care plânge este o evidență reală a unei situații alarmante chiar, și fără lacrimi, ochiul uman exprimă ceea ce trăim noi în plan sufletesc. Ca și atitudini pozitive, ochiul poate să transmită un aspect de bunătate, de bunăvoință. Adică, te uiți trecând printr-o familie și vezi că este sărăcie, vezi o nevoie. Dacă în interior ai bunătate, te-ai folosit de ochi și ți s-a înduioșat inima și poți să ai o reacție pe măsură. Iată ce scrie în Ieremia, capitolul 24, de la versetul 6, unde Dumnezeu s-a angajat față de evrei să sensibilizeze chiar inima oamenilor care nu-L cunosc în mod permanent. Îi voi privi cu un ochi binevoitor și îi voi aduce înapoi în țara aceasta. Îi voi așeza și nu-i voi mai nimici. Îi voi sădi și nu-i voi mai smulge. Deci o atitudine care este specifică lui Dumnezeu, dar care, așa cum am spus, poate să fie transmisă și oamenilor, în mod special credincioșilor, dar chiar și celor necredincioși. Pentru că în aceeași carte scrie la capitolul 29, de la versetul 5, ziți-vă case, locuițile, sădiți grădini, mâncați din roadele țării, căsătoriți-vă, urmăriți binele cetății și vă rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră târnă de fericirea ei. Și amintiți-vă că evreii au suportat multe expulzări, progromuri, dar Dumnezeu îngăduia în anumite generații ca oamenii să-i accepte să fie fericiți. Și sunt mai multe referințe biblice prin care Dumnezeu se angaja datorită durerilor, văzându-i că sunt prea chinuiți, ca oamenii să-i privească un ochi binevoitor sau, datorită unor stări de neprihănire, cum a fost cazul lui Daniel sau a Esterei, să le facă trecere. Tot în ideea aceasta a ochiului bun, ceva mai actual pentru noi, citesc din cartea Matei, capitolul 25, versetele 37 la 39. Un moment al judecății, dar cu privire retroactivă. Atunci cei nepreniți vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci sau fiindu sete și ți-am dat de băut? Sau când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Sau te-am văzut noi bolnav sau în temnițe și am venit pe la tine? Aceste situații nu doar că se aud, se văd. O inimă bună va avea și un ochi bun. De aceea spunea Domnul Iisus, dacă ochiul tău este rău, înseamnă că interiorul ți este rău. Dacă ochiul ți este bun și milostiv, dovedește ceea ce este înăuntru. Și tot ceva asemănător citesc din cartea Deuteronom, capitolul 15, unde bunătatea trebuie să se evidențieze prin milă, prin iertare, grațiere, versetul 9.
Vezi să nu fii așa de rău și să zici în inima ta: ah, se apropie anul al șaptelea, anul iertării pentru robii evrei. Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai, căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Să-l privești cu îndurare. Doamne, dă-ne asemenea ochi buni și miloși. Să nu trecem indiferenți pe lângă cine are nevoie de ajutorul nostru. Privirea unei asemenea situații să te sensibilizeze. Dar, așa după cum am spus, omul are și funcția prin ochi de a vedea răul și de a fi atras. Oameni care, dacă văd ceva care le permite să decidă, profită datorită unui ochi lacom. Dacă a văzut că ai, n-a mai rezistat. Tot în ideea aceasta citesc și din Eclesiastul, capitolul 4, versetul 8. Un om este singur singurel, n-are nici fiu, nici frate, rudenii de prim ordin care să-l moștenească, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăcere? Și aceasta este deșertăciune și un lucru rău. Adică om care în lăcomia lui, deși n-are nevoie, nu rezistă, muncește, înșală, pentru că ochiul lui văzând face reacție cu mintea lui lacomă, cu duhul lui împătimit, și îl solicită să pună mâna într-un mod sau altul pe acele avuții. Un alt domeniu este cel al imoralității, care sub ispita diavolului se slujește foarte mult de ochi. Iată ce scrie în cartea Genesa, capitolul 39, despre soția lui Potifar. Ea n-a rezistat, ochiul ei vinovat a dus-o în păcat. Și scrie aici: a pus ochii pe Iosif. Și în asemenea situații, se poate generaliza, un om ispitit de un duc de curvie, atunci când privește în mod special la cei care n-au nicio înfrânare și la care n-au principii sfinte, ei sunt obsedați în întreaga lor ființă. Citim și din cartea Proverbe, capitolul 23, unde înțeleptul a sesizat și a notat în versetul 33, efecte afrodisiatice te provoacă, ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Și mai aproape, Noul Testament, 2 Petru, capitolul 2, versetul 14. Iată ce scrie aici: le scapără ochii de prea curvie, adică le fac ochii flamă și nu se satură de păcătuit, și de lăcomie, și de curvie. Dumnezeu să ne păzească. Cine se vede ispitit să-și întoarcă repede privirea, cum se spunea, să nu privească a doua oară. De asemenea, prin ochi se evidențiază răutatea, cum se spune uneori că te taxează cu privirea. Iată un caz: tânărul David, socrul lui, împăratul Saul, a privit cu ochi răi pe David. A încercat de mai multe ori să-l lovească. Nu-l putea vedea. Și chiar se obișnuiește expresia asta printre oameni: nu-l mai pot vedea. O atitudine de răutate. Se evidențiază răutatea care este înăuntru. Se uită pe fereastră, vede pe stradă, unul ispitit să curvească, altul vede ceva mergând pe stradă, o mașină, știu eu, e ispitit să fie lacom, altul este ispitit să fie rău, sau, tot prin ochi, revin la cartea Proverbe, capitolul 30, se evidențiază mândria, un aer de superioritate. Versetul 13. Este un neam de oameni, adică un anumit gen de oameni, a căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus, te sfidează din privire, te desconsideră, te socotezi mai jos decât ei. Va avea Dumnezeu pentru toți aceștia o vreme când îi va smeri, așa cum scrie în profetul Isaia 5:15. Privirile trufașe vor fi plecate. Dumnezeu chiar și aici smerește pe unii oameni. Ei sunt mândri, dar privirea lor îi face să fie și mai mândri. În dreptul lor când se uită în oglindă, în dreptul altora când îi privesc. Și ce este mai grav, că se formează un lanț a slăbiciunilor. Adică, dacă se întâlnesc doi lacomi, unul vine cu darurile, celălalt le vede. Unul e pricina e păcătuire, celălalt e păcătosul. Sau doi oameni cu tendințe imorale. Una nu se îmbracă cuvincios, celălalt se uită ispitit. Ambii au vinovăție. De aceea ar trebui să ne protejăm și pe noi și să-i păzim și pe alții. Iată ce scrie în Exod, capitolul 23, versetul 8, despre aspectul lăcomiei. Să nu primești daruri.
căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și succes hotărârile celor drepți. Deci, un om drept stă pe scaunul de judecată sau este în fața lor unei decizii, dacă ar fi să judece la rece fără un dar, poate ar fi drept, ar fi corect. Dar provocându-l, văzând darul, nu rezistă tentației și înclină balanța. Asta nu înseamnă că toți ochii vor cădea la această ispită. Pentru că în 1 Samuel 12:3, bătrânul judecător a întrebat în fața întregului Israel, cui am luat boul sau cui am luat măgarul? Imaginați-vă că a venit cineva la Samuel cu un măgar mai bun decât al lui și el făcea naveta de la Gilgal la Mitzva, la Rama și să se gândească dacă îmi lasă mie măgarul ăsta o să-mi prindă bine. Sau boul. Amintiți-vă de Saul, care atunci când a văzut boi frumoși, n-a rezistat ispitei. I-a cruțat, a călcat porunca Domnului. Și el a zis, de la cine am luat mite ca să închid ochii asupra lui? Mărturisind și vă voi da înapoi. A rezistat privind ceea ce putea fi o ispită. Să nu credeți că în vremea lui nimeni nu s-a dus cu un dar. Nimeni n-a încercat să-l corupă. Dacă nu altfel, o fi cerut diavolul să fie o ispită. Ar fi lăsat Dumnezeu să fie încercat. De aceea, să fim atenți la acest aspect, dar poate este mai rar întâlnit, că nu toți au de-a face cu oameni cu care vor să-i ajute și altfel n-ar putea să ia o decizie sau să facă o nedreptate. Poate cazuri mai rare. Mai frecvente sunt aspectele de imoralitate. De aceea le tot spunem noi și la surori și chiar la bărbați, să umble îmbrăcate cuvincios, să nu fie o provocare pentru ochii nimănui. Pentru că vinovăția, repet, este dublă. Întreba Domnul prin profetul Ezechiel în capitolul 23, versetul 40, în mod figurativ, dar luând un exemplu din realitatea zilnică. Ai umblat chiar după oameni care veneau de departe. Le-ai trimis ori și iată că au venit. Pentru ei te-ai scăldat tu, te-ai sulemenit, adică te-ai cosmetizat la ochi și te-ai gătit cu podoabele tale. Deci s-a echipat ca să fie o provocare. Aici o încercare directă de atragere în păcat. Să fim foarte atenți la felul în care privim sau la felul în care vă lăsați privite. S-ar putea să privească cineva o femeie îmbrăcată, să fie înfofolită ca și cum ar fi iarna și fric și tot să fie ispitit. Dar nu ești vinovată pentru așa ceva. Dar dacă mai degrabă nu ești îmbrăcată, atunci poți vinovăție. Dar eu vă spun că orice cine se uite la o femeie ca să o poftească și prea curvit cu ea în inima lui. Totul s-a derulat doar la nivelul ochilor în corelare cu mintea. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Adică, pentru cei curvari, care păcătuiesc foarte mult în felul acesta, ar fi mai bine să fie orbi, că numai chiori și cu un ochi ar păcătui poate mai departe. De aceea, să luăm măsuri radicale, dacă sunt necesare, pentru a evita asemenea stări. Și mai citesc din Proverbe, capitolul 6. Nu o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Să privim acum la felul în care ochii receptează tot ce se vede și în funcție de ceea ce este în minte, dacă este bolnavă sau sănătoasă, creează imagini corespunzătoare. Adică, citesc din Proverbe, capitolul 24, de la versetul 30. Am trecut pe lângă ogorul unui om leneș și pe lângă via unui om fără minte. Și era numai spini acoperit de mărăcini și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și culoarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. L-a sesizat și pe proprietar care zicea, puțin să mai ațipesc, puțin să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate, ca un hos și lipsa ca un om înarmat. Deci o minte sănătoasă se ajută foarte mult de ochi. Vezi o imagine, o casă, grădină nelucrată și imediat îți faci socotele. Ce s-a întâmplat aici? Poți să beneficiezi de rezultatele a ceea ce ai văzut. La fel, se poate spune despre o mașină, despre un alt loc de muncă. Uită-te, privește și învață din cele de acolo. Romani, capitolul 1, versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezirea lui se văd lămurit de la facerea lumii. Te uiți la un lucru scos de mâna unui meseriaș și poți să spui, este un om serios care se ține de treabă, are o mână bună de lucru, din ceea ce vezi. Dar dacă te uiți la el cum lucrează și cum popsește peste rugină sau cum acoperă, știu eu, zicem la copii sau la o femeie de serviciu sau știu eu cineva, ferește doar să nu se vadă mizeria, imediat ți-ai dat seama despre însușirile lui. Din ceea ce vezi, mintea ta a lucrat și îți dai seama despre ce e vorba. Dar dacă nu te uiți cu băgare de seamă, nu îți dai seama, doar dacă te ajută mintea. Iată ce înseamnă să fii undeva și să nu știi ce e acolo.
și chiar să încerci să spui, dar de fapt tu n-ai văzut că ce e acolo și chiar să dai un rezultat greșit sau să nu ai informații suficiente. Într-o situație relatată în cartea 2 Samuel, capitolul 18, este prezentat un tânăr care a vrut să meargă să dea împăratului știrile de pe front. Dar el atât a fost de grăbit atunci când a fost luat la întrebări să spună ce s-a întâmplat, scrie în versetul 29. Împăratul i-a zis, tânărul Absalom este bine, sănătos. Ahimaț a răspuns, am văzut o mare învălmășeală când a trimis Ioab pe slujitorul împăratului și pe mine slujitorul tău, dar nu știu ce era. Și a venit celălalt și a dat explicații. Am fost și eu, dar eu nu am băgat de seamă. Dar de ce ai venit să spui? Deci să ne folosim așa cum trebuie mintea. Am folosit acum lucrurile materiale, pământești, ca să ajungem apoi la cele spirituale. Iată ce scrie în Evanghelia după Luca, capitolul 7, când Domnul Iisus și-a provocat auditoriu să învețe din ceea ce văd. 7 cu versetele 21 și 22. Veniseră doi dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul să-l întrebe pe Domnul, potrivit cererii lui Ioan, dacă el este Mesia sau va veni vreun altul. Domnul n-a dat explicații în urma lucrării sale și multoror le-a dăruit vederea și drept răspuns le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Duceți-vă, spuneți-le ce se întâmplă aici. Când mergem într-o adunare, trebuie să ne uităm ce este acolo, să vedem ce se întâmplă, cum se derulează slujba și în urmă se poate spune. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune să putem trage niște concluzii. 1 Ioan 1:1-3. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o. Noi am văzut pe Domnul, noi am văzut minunile Lui și mărturisim despre ea și povestim viața veșnică, viața care era la Tatăl. Dacă Domnul ne-a arătat lucrările sale, să tragem concluziile care se impun și să rămânem fermi, Doamne, ajută-ne! E adevărat că noi suntem limitați, doar Domnul este desăvârșit. El se uită din ceruri și vede pe oameni, poate trage niște concluzii exacte, tot El se uită din ceruri și lucrează în urma ceea ce vede. Iată ce scrie în psalmi, de exemplu, în psalmul 33, versetele 18 și 19, ca o concluzie acestui subcapitol. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Dumnezeu face observații și ia atitudinile în funcție de ceea ce vede de situațiile de pe teren. Bine, El vede totul. Noi suntem responsabili doar de ceea ce vedem în jurul nostru. El a zis în cartea profetului Ieremia, capitolul 23, asta ca să nu gândească cineva cum le stăpânește Dumnezeu pe toate, raportat la puterea Lui, nu-i mult, nu-i greu, 23:23-24. Sunt eu numai un Dumnezeu de aproape? Numai pe cei de la biserică îi vede? De exemplu, zice Domnul, și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe. Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-L văd? Zice Domnul, nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul, toate văzute de El. De aceea, să nu vă mirați, zice înțeleptul și Eclesiastul, că se fac nedreptăți, că într-o vreme unii plâng, alții trăiesc alte stări contrare, fiecare situație cu vremea ei, dar Dumnezeu de deasupra le vede pe toate. Ia aminte la toate faptele oamenilor și ia decizii înțelepte, drepte. Și noi trebuie să tindem spre a fi ca Dumnezeu. Ochiul nostru să nu se lase ispitit, ochiul nostru să facă observații clare și să lucreze cu întreaga ființă, beneficiind de ceea ce vede. Să rugăm pe Domnul să ne deschidă ochii. Vă citesc din cartea Numeri, capitolul 22, din cazul Balaam. Aici este scris, Domnul a deschis ochii lui Balaam și Balaam a văzut pe îngerul Domnului stând în drum. Ceea ce vedem are de-a face cu starea noastră sufletească interioară. Un om zgârcit nu o să vadă pe un sărac. Ochiul este fereastra sufletului. Luca, capitolul 24. Citesc de la versetul 15. Pe când mergeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Domnul le-a explicat și după ce în mintea lor au dobândit o altă înțelegere, scrie de la versetul 31, atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Vedeți că ochii noștri sunt bine așezați în cap, că ei văd în funcție de ceea ce este în capul nostru? Dacă în duhul minții noastre, Duhul lui Dumnezeu, vedem într-un fel. Dacă în mintea noastră este un duh rău, vedem în alt fel. Chiar și în ce privește stările de păcat, sau chiar efectiv a vedea sau a nu vedea. Totul are de-a face cu starea sufletească.
toate căile omului par curate în ochii lui. Proverbe 16 cu 2. Efeseni capitolul 1, vă citesc ca și o rugăciune întreagă de la versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii. E vorba de niște ochi ai Spiritului, de o vedere interioară, dar care vom vedea imediat că are de-a face și cu ochii fizici. Unii oameni au fost înzestrați de Dumnezeu să vadă cu ochii aceștia fizici lucrările nevăzute ale lui Dumnezeu. Deși ei, în privire, erau oameni obișnuiți. N-a ajuns Samuel în casa lui Isai și când a văzut pe unul alt și știind că de acolo trebuie să fie împăratul, a zis, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Dar n-a fost așa. Și a fost nevoie să-i deschidă Domnul ochii în spirit, să vadă ceea ce nu se poate vedea fizic. Așa s-a întâmplat și cu Balaam altă dată, atunci când Domnul i-a descoperit și el face o declarație completă, spune eu, în 24 cu 16, cartea Numeri. Așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui prea înalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu ochii la pământ și a zis el, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. Ochi cu care se vede în timp, ochi cu care poți pătrunde în sferele lui Dumnezeu. Astfel de viziuni, de priviri, au avut profeți, în special ei. Iată cât de frecvent folosește Daniel expresia, m-am uitat, am văzut. Dar la Daniel, cu ajutorul darului profetic ce a avut, a ajuns să vadă vedenia cu ochi. Cartea sa, capitolul 8, versetul 3, de exemplu. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că în râu stătea un berbece și avea două coarne. Nu e vorba de împărăția Medoperșilor. Și eu se uita, mă uit la o grădină zoologică. Un berbeci, e adevărat mai special, un țap, un leu, un pardos. Dar parcă mai interesant e ce scrie în cartea Apocalipsii, unde Ioan a văzut lucrurile viitoare și ochii lui au fost delectați de viziuni dumnezeiești. Citesc doar din capitolul 19, versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Versetul 17. Apoi am văzut un înger. A văzut o mulțime de oameni, ființele cerești. Le-a văzut așa încât a putut descrie ca și cum ai vedea un album sau ca și cum s-a derulat o acțiune pe care o relatezi ulterior. Doar Dumnezeu nu poate fi văzut în întregime, față în față. Știți că s-a arătat lui Moise, așa cum scrie în cartea Exod, capitolul 33, și este scris în Ioan 1 cu 18, că nimeni n-a văzut pe Dumnezeu decât Domnul Iisus Hristos. Așa cum am citat din Efeseni, capitolul 1, și am făcut referire la acea rugăciune, unde ni se spune că noi putem fi luminați sau, dacă vreți, dotați cu astfel de ochi, ce se întâmplă atunci? Mintea noastră, sau mai corect, Duhul nostru, realizează prin credință ceea ce este și unii au putut să vadă. Ceea ce noi vom vedea în nouul nostru statut când vom privi un alt trup. De aceea se poate spune ochii inimii, sau mai corect, ochii minții. Acum vizualizăm prin credință, prin Duhul, dar într-o zi se vor vedea. Deci nu sunt lucruri imaginare care se văd cu Duhul. Unii le-au văzut deja și vom ajunge toți prin mântuire, după proslăvire, să le vedem ochii aceștia. Așa cum scrie către biserica din Laodicea, Apocalips, capitolul 3, pot să fie întunecați, oamenii să orbească sau fost să se deschidă și să vadă. 3 cu 17 și 18. Ultima remarcă de aici este țărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele, să nu se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Să trăiești o viață de pocăință și de slujire, care anticipează viitorul. Despre oamenii care n-au astfel de ochi, sau care sunt orbi, scrie Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Deci minte cu ochi, o minte fără ochi, care văd sau care nu văd. Căci noi ne provdim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci ne-a luminat inimile, adică mințile. Dacă sunt ochii minții, înseamnă că văd pe bază de cunoștință. Cum noi uneori avem expresia printre noi, acum văd. Și-mi imaginez cum arată lucrarea asta. Domnul Iisus spunea și el, degeaba ar fi făcut Dumnezeu pe om cu ochi, dar n-ar fi făcut lumină. Lumina e pentru ochi și ochiul pentru lumină. Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru, umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întuneric, cu cine umblă întuneric nu știe unde merge.
Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină. Deci ochii Duhului se deschid prin credință. Aflăm, credem și ni le imaginăm ca atare. Citeți și de la versetul 39. De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii, le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima și să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Așa stând lucrurile, putem citi acum ceea ce scrie Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 9. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul, completez eu, fizic, nu le-a văzut, urechea fizică nu le-a auzit și la mintea omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său și acum le vedem, prin credință. Atunci le vom vedea cu ochii față în față. Cine cunoaște lucrul lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu? Și El ni le-a făcut cunoscut și acum le vedem. Ochii așadar pot să fie luminați, ochii interiori, sau întunecați, orbiți. Aceasta determină mântuirea. Cine vede va vedea ușa împărăției, cine nu vede va fi ca cei din Sodoma. Vor căuta ușa și nu o vor găsi. Că Dumnezeu îi va orbi, fiindcă nu au un gând curat de pocăință. Toți profeții la rând, Isaia, Ieremia, Ezechiel au profețit despre Israel și au zis, ăsta e poporul orb, nu mai văd. Și au închis ochii. Și Domnul Iisus relua cuvintele profeților, citesc din Matei capitolul 13, de la versetul 14. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Și acum să facem legătura între ceea ce văd ochii fizici, ce vedeau oamenii în Domnul Iisus? Fiul Tâmplarului. Ce vedeau ucenicii? Cădeau în genunchi și spuneau, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Domnul le predica și unii ziceau, prin credință, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Alții, sceptici, ziceau, nici nu este înviere. Iată cum nici ceea ce vedeau fizic nu-i ajuta, că nu-i ajuta Duhul minții. Iar mintea singură nu vedea deloc. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, să-i vindec. Atunci vom fi altfel. De aceea se spune că Dumnezeu lucrează dinăuntru. Degeaba îi spun unuia, nu te uita, dar mintea lui nu-i schimbată. Că dacă nu-i în minte oprire, nu poți face de la ochi. Mintea dictează ceea ce vede ochiul. Și Domnul poate să facă operații în duhul minții noastre. Și privirea ni se schimbă după aceea. Biserica este cabinetul oftalmologic al Domnului. Ei au venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd, adică n-au înțeles, să vadă. Și cei ce văd, să ajungă orbi. Omul acesta nu vedea fizic și a fost vindecat. Dar s-a întâlnit după aceea cu Domnul Iisus, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, adică cu mintea vezi, cred, Doamne, a zis el, și s-a închinat. Acestui om i s-au deschis toți cei patru ochi. Când Domnul a ajuns în fața Ierusalimului, a plâns și a zis, am vrut eu să te strâng, dar astăzi lucrurile astea sunt ascunse de ochii tăi. Că n-ai cunoscut vremea când am vrut să te ung cu alifie pe ochi și să vezi lucrările astea. Cetăți care văzuse lucrările Dumnezeu, dar în mintea lor nu s-a schimbat nimic. Și închei cu două idei scurte. A vedea fizic este un har, dar a vedea așa cum trebuie să vezi un har întreg, că să te lauzi că vezi paie în ochiul altuia, să nu vezi bârni în ochii tăi, stai har să vezi, atunci mai bine te duci să te operezi altul, dacă nu te poți sluji de oglindă. E un har să vezi, îți poți face lucruri, zice în Proverbe 31 despre femeia harnică, lumina ei nu se stinge, vede că îi merge treaba, adică vede și la propriu și la figurat. Un ochi care lucrează de jur împrejur. Asta în plan pământesc fizic. Iar în plan spiritual, a vedea este un har numai pentru fiii luminii. Cei de la întuneric nu vor ajunge să vadă niciodată. Domnul Iisus spunea, citesc din Ioan capitolul 3, despre judecata aceea despre care am citit și în Ioan 9. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. De aceea să veghem, că avem ochi să vedem. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru felul în care a rânduit să vedem. Să vedem drept și într-o zi să ajungem să-L vedem față în față. Slăvit să fie El. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.